0123 01 nu, nu, 01 42 lângă este 01 de sub 23. Așa, apasă un pic mai tare și schimbă creta dacă ne-am văzut. Deci fie Marcea Mare 0123. Iar e mare, e mare, tot scrie ca să rămână spațiu pentru lucru. E mare, egal cu mulțimea tuturor matricilor X, cu proprietatea, că X aparține lui mulțimea matricilor de ordin 2, e mare rond, indice 2, așa, indice 2, peste Q, în paranteze Q, nu, Q mai mare este. În paranteze Q. Așa. Cu proprietatea ca ori X egal cu X ori A. A mare. Matricea A mare ori X mare. Egal cu AX plus BY minus 1. Minus 1. Oricare ar fi X și Y din el. Virgulă A și B din A și B din ea. A și B egal cine? A și B egal cu cine? Așa încât el cu steluță. Cine sunt A și B? Așa încât, în paranteză, el cu steluță grup. El cu steluță să fie grup. Cine sunt parametri A și B, încât el cu steluță să fie grup. Îi dă numărul, da, să vedeam asumele grupului. Este legea de compoziție, clar, asociativitate. Asociativitate. Oricare ar fi trei elemente, repede. Oricare ar fi X, Y. Din el să avem X steluță Y totul. Compusul Z egal cu așa. Membru 1. X compus cu Y egal cu nu cu A. Nu, nu, nu cu A, că este cu alfa. Un alfa. Alfa compus. A alfa plus B Z minus 1. Unde alfa? De desult. Alfa egal cu X de luță Y egal cu A X plus B minus 1. Așa, continui acolo. Deci A pe lângă A pătrat X plus A B Y minus A. Așa. Plus B Z. Deci ai locuit pe alfa aici, ai zis A pătrat X plus ABY minus A plus BZ minus 1. Asta este cine? Membru. Nu, cum se reduce aici acum minus A? Că aici e A, bă. Păi de aia fii atent. Deci rămâne aici. Asta este membru stâng. Să vedem membru 2. Membru 2 al relației. X compus cu Y compus cu Z. Beta. Deci cât este A X plus B ori beta minus 1. Unde beta egal cu Y compus cu Z, adică A Y plus B Z A pătrat Y. A pătrat. Să merg, nu, nu, nu. E A. A, B. E A. Beta e tot asta. Mai. Hai să lasă ușor. Plus B pe lângă, ca să nu mai cere. B pe lângă. B. Plus B. B pe lângă. Și îmi pune la Y plus BZ minus 1. E gata.
egalitatea asta înseamnă după X și după Y să egalăm coeficienții. Deci va veni după X două puncte. Aici spune X două puncte înseamnă A pătrat, A pătrat egal cu A. Așa? După Y. Y. AB. AB egal la AB. B egal cu B pătrat. B pătrat. Și după termen liber, minus A plus minus 1. Minus A minus 1. Egal cu minus B. B. Minus B. Dar vezi că e uitat aici, minus 1. A fost un minus 1 aici. Uite aici, a fost B, minus 1. Pune-l aici, minus 1 și minus 1 și la cap. Aici, mă. Da. Și acum vine minus B, minus 1. Și am ajuns la un sistem din asociativitate. Deci din asociativitate, mi-e A pătrat egal cu A. AB egal cu AB, n-are rost să mergi. B egal cu B pătrat. Și A egal cu B. A egal cu B. Asta înseamnă că de aici A-ul este 0 sau 1, B-ul este 0 sau 1. Și cum A egal cu B, avem variantele. A egal cu B egal cu 0. Sau A egal cu B egal cu 1. Deci aș avea variantele. Odată A e A egal cu B egal 0 sau A egal cu B egal cu 1. Din asociativitate mi-a ieșit chestia asta. Bun. Acum haideți să mergem mai departe. Să vedem, treci pe tabla cealaltă, să vedem comutativitatea. Comutativitatea pentru a rezolva elementul neutru, simetria. Așa. Oricare ar fi două elemente. X cu Y aparține de X cu X. Așa. Ce părere ai? Scrie de X compus cu Y este. X compus cu Y, AX plus BY. Și la fel egal cu B este contul. Hai, o secundă. Da, da. Pentru că tu ai varianta care A egal cu B egal cu 1 metodată, da? Și este comutativă. Deci, de aici, comutativitatea te-ar obliga să fie A egal cu B. Deci X compus cu Y egal cu Y. Și deci acolo A egal cu B. Încă o dată, da? A egal cu B. Iată o situație concretă. Și acum, ce faci? Hai să vezi, elementul neutru. Deci pentru situația. Cum există un element unic. X, Y. Există Y care aparține. X compus cu este AX plus BY minus 1 egal cu X. Trecem pe X în partea asta, pe X pe lângă A minus 1 plus BY minus 1 generează pe Y. Deci AX opus cu B. De aici au egal cu B, înțelegi, nu? Da. Și dacă au egal cu B, deci tot A ai pus acolo și de aici pe cine trebuie să-ți scoți tu? Deci pe E, tot ce era cu E trebuia să-l lași într-un singur membru. Da? Tot? Deci dacă duci E compus cu X egal cu X, da? Da.
Asta ce înseamnă? Că ai AX plus B e minus 1 egal cu X. Așa. Și cu un pic A egal cu B, deci se rezultă că A X plus A e minus X minus 1 minus X egal cu 0. Și de acolo trebuia să scoți piesa, apare un produs ceva de tipul ăsta, nu? Deci X pe lângă cine ar veni aici? X pe lângă A. Da. Și de aici să scoatem pe da, dar din asociativitate n-am avut varianta ca poate să fie egal cu B egal cu 1. Deci mergem în cazul, pentru că vorbim de asociativitate. Da. Deci A egal cu B egal cu 1. A egal cu B egal cu 1. Și atunci ce devine relația asta? X minus... Plus. Da, X plus, hai. Deci dacă A egal cu 1, X plus E minus 1. E minus 1 egal cu? Minus 2 aici, că e și minus 1. De ce minus 2? Da. Minus X egal 0. X cu X. X cu X se reduc. E egal cu 1. Și e egal cu 1 acolo. E egal cu 1. Elementul neutru este 1, 1. Elementul... Da? Și legea cum este? Hai să o vedem. Noi mergem cu legea X. X cu căruță Y. Este egal X compus Y egal cu X plus Y minus 1. X plus Y minus 1. Da? Asta este legea. X plus Y minus 1. Și am văzut elementul neutru, deci a ieșit că e egal cu 1. Hai să vedem simetria. Simetria. Da. Asta încât X compus cu X prim egal cu X prim compus cu X egal cu E. X compus cu X prim egal cu X plus X prim X plus egal cu X plus X plus X egal cu 2 X prim egal cu 2 minus X. Așa. Așa. Și deci pe asta, cu situația A egal cu B egal cu 1, avem grup. Deci spunem așa, pentru A egal cu B egal cu 1 rezultă, pentru A egal cu B egal cu 1 rezultă legea X căruței egal cu este rezultă că el împreună cu steluță este grup. Grup abeliantă. Asta este mulțimea de valori pe care A și B. Pentru că cine este A și B? 0, 0 nu are rost să o luăm în capul, pentru că atunci legea vine X compus cu Y cu minus 1. Da. Și ne intrând în discuție cele două elemente, deci aceasta nu poate să fie o lege de compoziție. Deci rămân numai cât X, A egal cu B egal cu 1. Trecem mai departe la 2. Pe el se definește legea. Tot pe mulțumea de altă definim legea. X compus cu Y, hai și tu mai la tablă. Să lăsați și colegul tău. X compus cu Y, Y egal cu AX plus BY plus C. AX egal cu A ori X plus BY plus C. Unde A, B, C sunt parametrele de A. A, B, C, parametre. Parametre. Să se găsească A, B, C, cu alt cuvinte, încât el cu el dotat cu legea steluță să fie grup. Așa, să fie grup care să admite că element neutru e egal cu 2002. Elementul e egal cu 2002. Deci autorul indică câți parametri de data asta încerc să te găsim. Trei parametri, vezi? Deci fiindcă cele trei parametri, atunci ne indică elementul neutru.
Ce știm la elementul neutru? Ce se întâmplă? X compus cu E, plecăm chiar de asta. X compus cu E, egal cu E compus cu X, și egal cu X. Și egal, eu acum am locuit. Da. Și din X compus cu? X compus cu 2. Da. Da, X. Echivalent, echivalent, scrie un pic mai mare. AX. AX, da. Plus B, 2002B. 2002B. Plus B. C, egal cu? X. X. Zicem pe X, 4 în 4. Da, deci... X pe lângă A minus 1. Da. Plus 2002. Plus 2002. 3 plus C. Când se întâmplă chestia asta? Ca să identificăm, înseamnă A minus 1 egal 0. Plus și asta e 0. Așa. Deci A minus 1. Egal cu 0. Deci egal cu 1. Da. Și 2002. B plus C. B plus C egal cu 0. Exact. Ajută pe B. Asta se numește o altă relație. Deci, fructificând că eu este element neutru, fructificând că eu este element neutru, s-a întâmplat ție următorul lucru. A egal cu 1, scrie aici, să vedem dacă A egal cu 1, A egal cu 1, apoi 2002B plus C, 2002 plus C, egal cu 0. Și acum, ce ar deveni legea de compoziție în clipa asta? Legea de compoziție ar deveni X compus cu Y. Este egal cu X plus BY, las așa. Plus în loc de C, poți să scrii minus 2002 B. B. Asta ar fi, cine? Asta ar fi legea în clipa de față. Și acum, să vedem asociativitatea, toate problemele. În care fi X, Y, Z, aparțin de S, rezultă că X, compus cu Y, Z, egal cu X, compus cu Y, Z. Problema cu alfa, membru, egal cu alfa, compus cu Z, și egal cu alfa, ultimul la 2. X compus cu Z. Y. Y compus cu Z. Și în spate. Așa. Alfa plus BZ. Da. Minus 2002. 2002B. Da. Asta e membru. Și unde Z egal sau alfa egal cu? Egal cu X plus BY minus 2002 B. Și o locuiești acolo? Și alfa membru 11, M1 egal cu? M1 egal cu X plus BY minus 2002 B plus BZ minus 2002 B. Da? Deci ce ai locuit pe alfa cu X minus BY minus 2002 B. X așa și plus BZ minus 2002. Și minus 4 în 4 B. Da, 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 de sub te cal cu X plus BY. X plus BY. Plus BZ. Plus B. Minus 2000... 4004 B. Asta e membru care? Membru 1. Trecem aici, membru 1. M1 egal cu... X plus DY plus DZ minus 4004 B. Se face și membru 2. Membru 2. X compus cu Y compus cu Z. Asta e membru 2. Da. Egal cu X compus cu beta și egal cu X plus B beta minus 2002 B. Unde beta
egal cu plus BZ minus 2002 B. Așteptăm 1,2 egal cu X plus BZ BY plus B pătrat Z minus 2,002 deci ai zis x plus compus cu b, vine x plus b ori beta, minus 2002b, unde y plus bz minus 2002b este beta. Și ai înlocuit acum b pe lângă, deci vine by, ai. B pătrat Z minus 2002 B pătrat minus 2002 B. Ăsta este cine? Membru? Da. Dar scoți nici am un B și aici acolo. 2002 B. Dar scoți un B atacul acolo. Dar în final să lăsăm așa. Membru 2. Ca să putem identifica. Membru 2, M2, egal cu. X plus BY plus B pătrat Z. Da. Minus 2002 B pe lângă B. Hai, cum ai zis să faci tu? B pe lângă B pe lângă 2002 B pe lângă B minus 1 așa ar trebui, da? 2002 B pe lângă B B minus 1 și identificând constatăm, deci identificarea la X e bine, da. B cu B este bine, B egal cu B pătrat B egal cu B pătrat și toată chestia asta 4004B egal cu 2002B pe lângă B minus 1 păi ce o să faci? Împărțim totul prin 2002, da? Da. 2, 2, 2. Deci 2 egal 2B. Nu mai este și prin B. Spun colegii să părțim ca și cum B ar fi. Da. Dar pe varianta B egal 0. Asta pentru B diferit de 0. De, hai să lăsăm pe 2002. Deci 2B egal cu 2B egal cu B pătrat B pătrat minus B. B pătrat minus B. Adică B pătrat minus 3B. De unde rezultă că B pătrat egal cu 3B? Așa. Adică de acolo a rezultat B egal 0 sau B egal cu 3. Deci două sunt ecuațiile. B egal 0, B egal cu 3 și pe de altă parte B egal 0, B egal cu 1. Deci ca să fie identitate am avut două relații de făcut. B pătrat egal cu B. Și pe de altă parte, B pătrat egal cu 3B. Din cele două urma, B egal cu 0 rezultă, singura soluție. Deci B egal cu 0. Asta înseamnă că am avut A egal cu 1, B egal cu 0. Da? Și C-ul cât este? 0. Și C-ul este 0. Da? C-ul A egal cu 1, B egal cu 0 și C-ul egal cu 0. Pentru că dacă mă duc și mă opresc aici, C-ul va fi 0. C egal cu 0. Cât devine atunci relația? Dacă este corectă varianta asta. Ce devine? X compus cu Y egal cu X. Păi este greșit așa ceva. X compus cu Y egal cu X. De ce este greșit? Asta îmi spune mie că am greșit aceste relații de aici. Deci ne-am grăbit când am făcut elementul neutru și am greșit relația aceea și iată la ce situații ne-am dus. La situații... Haide! Da? Deci trebuie să revenim și să încercăm să vedem din nou, fie plecând la elementul neutru, fie facem asociativitatea. Să facem asociativitatea, să o luăm așa. Și un fel ar fi da? Y, Z, aparține lui el. Da. X,
Bun. Să fim alfa. Bine. Membru 1 egal cu alfa, compus cu Z, și egal cu A alfa plus B Z, plus C. Alfa era egal cu AX plus BY plus C. Și când e momentul cu A pătrat X plus ABY plus AC plus BZ plus C. Ăsta e membrul. Membrul 2. Este compus cu beta și egal cu AX plus B, beta plus C. Deci beta era egal cu AY plus BZ plus C. După minimul 2, egal cu AX plus ABY plus B pătrat Z plus B C plus C. Da, deci multe grijă acum când facem. Deci să spunem că ne-au dat A pătrat X plus ABY plus AC plus BZ plus C. Membru 1. Membru 2. AX plus ABY plus B pătrat Z plus BC plus C. Ați urmai calculul celălalt? Dacă este vreo greșeală? Hai să vedem împreună să nu mai greșim. Nu, nu, o secundă. Deci aici este alfa plus cu Z. Care înseamnă A alfa plus BZ plus C. A alfa plus BZ plus C. AX plus BY plus C se înlocuiește. A pătrată X plus ABY plus AC plus BZ plus C. Din coace, AX plus B ori beta plus C. Beta s-a înlocuit și vine AX plus ABY. Deci am înlocuit pe beta. AX, da, a rămas B, ABY, așa, plus B pătrat Z plus BC. Corect. C cu C se duce și apoi identificăm după, identificăm după puterile, după X, Y și Z. Și vei avea. Ce vei avea? A pătrat egal cu A. Deci este rezolvată. La Z. B pătrat egal cu B. Și B ce egal cu A ce? A egal cu B. A egal cu B. Dacă ce e diferit de 0, se simplifica pe 0, da? Deci corect ar fi fost să spui așa. C pe lângă A minus B egal 0. C pe lângă A minus B egal 0. Așa e. Ce înseamnă că A pătrat egal cu A? Câte variante am la pătrat? 0 și 1. Deci de aici am A egal cu 0 sau A egal cu 1. A egal cu 0 pică pentru că dispare elementul X în compunere. Rămâne A egal cu 1. Dincolo B egal 0. B egal cu 1. Da. Și aici A egal cu B. Acolo C egal cu 0. Da. A egal cu B și C egal cu 0. De aici A egal cu 0 și B egal cu 0 spate, rămâne A egal cu 1, B egal cu 1. Da? A egal cu 1 și B egal cu 1. Și avem A egal cu B. Așa încât C sau C egal 0. Sau C. Deci rămâne A egal cu B egal cu 1 și C-ul păstrăm, că nu știm pe cum să fie C. Deci legea va suna asta. Ia să vedem cum arată legea în prima față. Legea este următoare. X de luță Y. Da? Egal cu X plus Y plus C. Deci asta este legea. Hai să vedem acum la elementul neutru. Ce trebuie să se întâmple pentru elementul neutru? X compus cu E, egal cu E compus cu X, egal cu X.
Adică x plus... ax. Nu mai, că tu știi de acum. Ax plus la x plus y. X plus e plus c egal cu x. E egal cu... c. Minus c. Și dădea elementul neutru egal cu 2002, nu? Așa, și dădea elementul neutru câte ne dădea? 2002. Și deci vine minus c egal cu 2002. Minus c egal cu 2002, de unde e c egal cu minus 2002, bă? C egal cu minus 2002. Deci care ar fi situația până în clipa de față? Ar fi că a egal cu b egal cu 1, a egal cu b egal cu 1 și c egal cu minus 2002. Cred că asta va fi. Și simetria se face repede, da. Nu mai pierdem timpul. Deci astea sunt cei trei parametri, valorile celor trei parametri. A egal cu, acestea sunt, da? A egal cu B egal cu 1 și C egal cu minus 2002. Punctul 3. Fie G cu înmulțirea, G cu operația de înmulțire, un grup cu proprietatea că... G cu înmulțirea este grup cu proprietatea că X pătrat egal cu Y. X pătrat egal cu Y, oricare ar fi X care aparține G. Atunci, amic, trebuie să mai mult, amic. G cu înmulțire este grup comutativ. Sunt variante. G cu înmulțire e grup comutativ. Fără, G este grup necomutativ. Nu există grupul comutativ. Sunt mai multe chestii de astea. Noi știm așa că avem de a face cu un grup, G, cu operația de înmulțire, care tot timpul x pătrat egal cu y, indiferent la ce element ne oprim. Deci x pătrat egal cu y este tot timpul adevărat. Am vrea să arătăm de aici că g este abelian, adică are loc comutativitate. Deci vrem să arătăm de aici că x compus cu y egal cu y compus cu x. Deci asta e proprietatea pe care trebuie să o arătăm. Ei, vezi tu? Spune așa, că indiferent la ce x ne oprim din G, pătratul său sau compusul de el însuși, da, pătratul său face totdeauna elementul neutru. Dacă indiferent la care ne oprim, înseamnă că și la x compus cu y. Deci fiindcă G cu înmulțirea grup, înseamnă că x compus cu y, oricare ar fi x și y, care aparține lui g, compusul, nu, x, x compus cu y, x înmulțit cu y, că aparține tot lui g. Compusul a două elemente, tot din mulțimea respectivă. Dar dacă el este element al lui g, el ce proprietate are? Că pătratul său... Deci, pot să spun aici... Y poate fi egal cu x. Nu. Pătratul ăsta. X, Y, pătrat. Deci X, Y, cum X pătrat egal cu Y, oricare ar fi X, înseamnă că X, Y la pătrat egal cu Y. X, Y la pătrat face Y. Dar ce înseamnă X, Y la pătrat? Cum mai poate fi scris X, Y la pătrat? X, Y, X, Y. Deci X, Y, X, Y egal cu Y. Deci x, fiind la pătrat, îl scriu de două ori. Da. Deci x, y la pătrat, înseamnă x, y, x, y. Face el. Însă sunt într-un grup. Asta înseamnă că am element de care? Element simetric. Deci aici pot să înmulțesc stânga cu x la minus 1. Deci dacă înmulțesc cu x la minus 1, stânga, apare x la minus 1, x, y, x, y, egal cu x la minus 1, y. Am compus cu x la minus 1 stânga. Așa a fost. Însă are loc problemă de asociativitate. Și atunci x la minus 1 ori x, face elementul neutru. Face elementul neutru. Elementul neutru ori asta și urmă un y, x, y, egal cu x la minus 1. Ori e. X la minus 1 ori e, face X la minus 1.
Dacă compun dreapta cu Y, deci dacă compun dreapta cu Y, ce se întâmplă acum? Vine YX, Y, tot ori Y la minus 1, egal cu X la minus 1, Y la minus 1. Dar aici lucrează asociativitatea și urmează YX, egal cu X la minus 1, Y la minus 1. Deci YX, Y compus cu X, egal cu X la minus 1, compus cu Y la minus 1. Iată o relație care am găsit-o, în loc de YX, am spus, nu? X e egal cu X la minus 1, ori Y la minus 1. YX. Dar nu numai X compus cu Y face Y, și Y compus cu X face Y. Deci pot să spun aici și o altă relație, anume YX la pătrat egal cu Y. YX la pătrat egal cu Y. Dar ce înseamnă YX la pătrat? Ia să spun, YX, YX. Hai să mulțim stânga cu Y la minus 1. X ar trebui să știu că Y la minus 1, X la minus 1, e cam X la minus 1, Y la minus 1. Dar am redus comutativitatea asta la comutativitatea aceasta, perimete inverse. Și deci nu am încă relația rezolvată. Să vedem o altă idee. Noi trebuie să fructificăm cu foarte multă eleganță ce lucruri trebuie să fructificăm. Că suntem într-un grup. Adică, într-un grup are loc, au loc toate proprietățile grupului. Care sunt proprietățile? Asociativitate, există element neutru, există toate elementele sunt simetrice, da? Și încă ce? Comutativitate. Deci, nu comutativitate. Comutativitate trebuie să o arătăm. Deci am așa. Element neutru, asociativitatea și simetrie. Aceste lucruri trebuie și proprietatea că pătratul oricărui face E. Deci am să am XY, ca să zică la pătrat, face ce face? E. Am să am că X compus cu X la minus 1 egal cu X la minus 1 ori X, se face tot E. Da? Am să mai am că X, Y compus cu Y la minus 1 egal cu Y la minus 1 ori Y și egal cu E. Dar și XY compus cu simetricul său, cu XY la minus 1, face E. Că XY este un element. Compus cu el însuși face tot elementul neutru. Însă XY la minus 1 este egal cu Y la minus 1, X la minus 1. Deci XY la minus 1 face Y la minus 1, X la minus 1. Asta este o proprietate cunoscută. Că simetricul produsului e egal cu compusul în ordine inversă simetricilor. XY la minus 1 egal cu Y. Și cu această problemă te folosim, vom reuși să dovedim exact ce avem acum. Hai să vedem
cum procedăm aici? XY la pătrat egalată. XY la pătrat egal cu Y. Este echivalent cu XY, XY. Așa. Hai să mă țin stânga cu cine? Cu XY la minus 1. Care există pentru asta. Deci simetricul lui XY este XY la minus 1. Și mulțim stânga cu XY tot la minus 1. Și vom avea. Bun. Dar ăsta acoplat face Y. Da. Și mi-a rămas XY. XY egal cu? XY la minus 1. Așa. Totul la minus 1. Care face, cine XY totul la minus 1? Face Y la minus 1. Ori X la minus 1, ori el. Deci XY egal cu Y la minus 1, ori X la minus 1. De altă parte, YX mi-a dat X la minus 1, Y la minus 1, da? Și din aceste două este comutativitate. Deci YX de la altă parte, YX egal cu Y la minus 1, X la minus 1. Deci va ieși că X, Y egal cu YX. X, Y egal cu YX. Deci putem, pentru tabla, E cu înmulțirea. Abelian. Abelian. Adică este grup abelian. Adică are un problem de comutativitate. Pe scurt, din faptul că G e grup și X pătrat egal cu el, trebuia să vedem că X ori Y egal cu Y ori X. Da? Mult. Și mă am insistat spre finalul lecției și v-am spus așa. Faptul că e grup, sunt toate problemele sunt din grup. Asociativitatea, element neutru, simetria, la îndemână. Și că X pătrat egal cu el. Am și X pătrat egal cu el. Și am plecat mai așa și am spus că X, fiindcă X pătrat egal cu Y, rezultă că și XY la pătrat face Y. Și XY la pătrat face Y. De ce? Pentru că XY este un element al lui G. De ce? Iau două elemente din G, le confund și deci îmi dă XY la pătrat egal cu el. Asta cum s-a scris dacă e la pătrat? S-a scris așa, XY, XY egal cu el. XY, XY egal cu el. Dar el pot să spun că este egal cu X pătrat, Y pătrat. Că X pătrat era să faci el. Y pătrat face el. X pătrat, Y pătrat egal cu el. Ori el, deci egal cu el. Și acum, asta se scrie echivalent, XY, XY, egal cu X, X, Y, Y, X, X, Y, Y. Deci X pătrat am scris de două, X, X, Y, Y. Și acum, simplificăm stânga cu un X, așa m-am mulțit cu X la minus 1 stânga, și în dreapta cu un Y. Și atunci eu obțin X, Y, egal cu X, Y, X, Y, X am obținut aici, să vedea, să recunoaște. Egal cu X, Y. Tocmai ceea ce trebuie. Și problema de comutativitate este corect definită. Deci asta ar fi fost rezolvarea foarte rapidă. Da? Aici, în loc din E, scrim X pătrat, X, Y pătrat. X pătrat înseamnă X, Y, Y. Simplificarea stânga și dreapta, Y, 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 egal cu X, Y. Să trecem mai departe și acum să vedem un alt punct din acest test. Cine era la tablă? Hai la tablă repede. Hai să vedem pe partea aceea. Și spunem așa. Fie G mare egal cu G, așa, egal cu mulțimea tuturor matricilor, mulțimea matricilor de tipul matricea de tipul de 3-3. 1, 0, A. Apasă mai dar cu creptă. Minus A.
1 și minus a pătrat pe 2. Apoi 0, 0, 1. 0, 0, 1. Deci matricea A, mulțimea J este formată din toate matricele de tipul ăsta. 1, 0 și A. Mai îngroașă. 1, 0. 1, 0, A. Unde A? Bară. A este un număr real. Da, A, număr real. Vreau să ne înțelegem bine. Am o mulțime de matrici. Că dacă A ia o anumită valoare, am o matrice alta, altă matrice. Deci de cine sunt dependente de elementele matrice? De A mic. Am să notez M indice A matricea. Fie e mare indice A. Fie M A matricea aceasta. Și o altă matrice, care este asta? Egal cu matricea, spune-o, să o vedem. 1, 0, A, minus A, 1, minus A pătrat, pe 2. Asta este M indice A, matrice indice A. Deci, M indice B, o altă matrice, M indice B înseamnă că în loc de A vom pune B. Să nu mai punem paranteza. Lasă-l așa. Deci, minus B, minus B pătrat. Și 0, 0, 1. Pe mulțimea tuturor matricilor germare, introducem legea înmulțirii. Deci, pe germare, pe mulțimea germare, introducem operația de înmulțire a două matrici. Da? Deci, o operație cu înmulțirea. Deci, pe G introducem operația de înmulțire. Vreau să vedem dacă G este mulțime stabilă. Adică, ce se întâmplă? Luăm două matrici de tipul ăsta. Să ne înmulțim, să obținem o matrice exact de același model. Să vedem ce obținem. Hai să spunem, MA ori MB. MA ori MB egal cu matricea. Deodată, da? Vrei să faci calcul? Nu, e foarte bine. Deci, prima linie cu prima coloană și vine 1. 1, 0. 0. 0. 0. 1. Apoi, tot prima linie. 1, 0. 0. 0. 0. Bine. Tot prima linie cu AB. 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 B, A, B. A, B. A doua linie. Așa, cu prima, a doua linie cu prima coloană. Minus, minus A, minus B. Bine. Minus 0, 1. 1. Minus A, B. Minus 2, minus B pătrat. Atenție cum, cât ne dă acolo. Minus A, minus A pătrat. Spii mai spres ca să cap. Minus A, B. Minus A, B. Minus A, B. Minus B pătrat pe 2. Și minus A pătrat pe 2. Apoi. Luăm a treia linie, cu pe în fiecare coloană. 0, 0, 0, și 1. Fără să observați, ca rezultat, pare a fi o matrice de același tip. Pare a fi, dar trebuie să mâncim un pic. Începe cu 1, 0, ceva, să vedem dacă e același... Minus. Aici este o greșeală, să vedem ce s-a întâmplat. Acolo e A minus B. Minus A. Unde aici este? Da. Și A, B și minus. Ia minus B. Ia uite, când ai mulțit așa, ai zis 1 ori A, 1 ori B, B, 0 ori 0 și A ori... Este A plus B aici.
Așa este. Deci, vă rog să fiți foarte atenți. Tipul de matrice pare a fi de, unul de același model. 1, 0, ceva. Dar acest ceva este aici A plus B. Apoi, este partea același lucru, dar cu minus. Dacă spatele un minus în factor, este exact același lucru cu minus în față. Minus până la A plus B. 1, aici trebuie să mai lucrăm. 0, 0, 1. Deci aici trebuie să vedem ce am obținut. Aducem același numitor aici. Minus 2AB, minus B pătrat, minus A pătrat. Fac cu un minus în factor și vine A plus B până la pătrat pe 2. Cu un minus în față. Deci hai să vedem care e forma finală. Matricea ca formă finală M A ori M B este așa. Dar este un minus aici în față. Minus. Iată ce s-a întâmplat. Am luat două matrici de aici, din mulțimea asta. Deci oricare ar fi M indice A și M indice B, două matrici din G mare, din mulțimea matricilor respective, le-am înmulțit, am făcut M indice A ori M indice B și la înmulțire mi-a dat o matrice de același tip. Vă rog să fiți foarte atenți, de același tip, cu excepția că în loc de A apare A plus B. Și atunci ce este asta? Cine este asta? Cum aș putea să M indice A plus B. Parcă litera A a fost locuită cu cine? Cu A plus B. Da. Deci este M indice A plus B. Deci mulțirea două matrici este o matrice de același tip, este tot un element din G mare. Și acum putem spune că mulțimea matricilor este parte stabilă în raport cu operația de mulțime. Sau că legea de mulțire este o lege internă de mulțimea aceasta. Da? Bine. Pe scurt, este lege de compoziție în mulțime. Da? Mulțirea este lege de compoziție în mulțimea gemare. Depinde pe mulțimea gemare. Haideți să vedem dacă, în final, aș dori să văd dacă G cu o mulțire este grup. Grup abelian. Adică trebuie să vedem toate axiomele grupului. Să vedem asociativitate, element neutru, element simetric, da? Și comutativitate. Asociativitate. Oare mai este cazul la, să facem asociativitatea la matrici? Că produsul matricilor este asociativ. Da? Este foarte clar. Este asociativ. Să vedem acum care ar fost asociativitatea. Bun. Oricare ar fi trei matrici, M indice A, M indice B, M indice C. Trebuie să arătăm că, de desubt, nu a pronunțit, M indice A, ori M indice B, tot într-o paranteză, însă, repet, nu mai e caz, nu B mare, B mic. Nu mai e caz să faci mașina asta, pentru că produsul matricilor este o operație asociativă. Deci se cheamă asta asociativitate, pentru că am asociat primele două și ultimele două. Deci asociativitate. Ei, dacă ar fi să dovedești asta, ar fi cât aici? M indice cât? M indice A plus B, cam muncit pe asta. Bun. Egal cu M indice A plus B plus C într-o paranteză, A plus B plus C egal cu M indice A plus B plus C. Ia uitați. Membrul stâng este M indice A plus B plus C egal cu M indice A plus B plus C. Dar când astea ar fi egale? Când indice ar fi am avea aceeași lucru. Dar asta este echivalent cu A plus B în paranteză plus C. A plus B în paranteză tot plus C egal cu
unde erau. Urmăream. Dar adunarea este asociativă. Nu? Adunarea are două numere plus al treilea, dar are importanță cum facem adunarea, că același lucru obținem. Deci este o operație asociativă. Am arătat în clipa de față că asociativitatea este corectă. Da? Proprietatea de asociativitate la mulțirea matricilor, știam că este adevărată, nici nu mai trebuia să muncim. Hai să vedem acum existența elementului neutru. O matrice. Există unică matricea I. Da? I de ce trei, cred. Da. Care să aparțină lui G. Așa încât I M indice A ori I3 egal cu I3 ori M indice A și egal cu M indice A. Ce înseamnă semnul? Înmulțire, nu? Nu. De la există unic. Există unic. Am folosit și noi mai des așa. Există unic elementul acela. Da? Nu sunt mai multe matrici. I3. Ce unul ăla sigur. E mai neutru. Există unul. Singur. Același pentru toate elementele. Deci există unic, așa spuneam de regulă. Da. Există unic elementul I3. Așa încât așa de-a. Cine este I3-ul respectiv? Unitate. Deci I3 e egal cu matricea. Dar hai să spunem că nu știm noi. Să o găsim. Deci să zicem I indice E. I indice E. I indice E este egal de tipul. Uite, fii atent. De ce tipul este? 1, 0, E. Minus E. 0, 0. Că tu nu știi cine este. I indice E ori E indice A. Scrim I indice E ori M indice A. Nu, fac operație. I indice E ori M indice A. Egal după ceea ce am descoperit noi, este M indice E plus A. M indice E plus A. Și care să fie egal cu M indice A. Egal cu M indice A. E plus A egal cu A. A poate să duce și înseamnă că A egal cu E egal cu 0. Deci cine este matricea cei care au căutat eu? I indice 0. I indice 0. Dar cine este I indice 0? Dacă locuim pe A cu 0, e tocmai matricea unitate. I indice 0 este I3. Că uitați, vine 1 și 0. Să vedem dacă este și simetrică. Dacă elementele sunt simetrizabile. Dacă legea, nu? Este, dacă simetria lucrează, să vedem. Lasă-l la mine să nu prea tare cu oricare ar fi. Oricare ar fi, e indice A. Din unde? Din germane. Să rezulte că există unic. M indice A prin, că nu știi cine. Așa încât. M indice A prin. Ori M indice A. Egal cu M indice A. Primul M indice A. Egal cu I3. Și doar cu de sub. M A ori M A prin. M A ori M A prin. Cu cine este egal? Am muncit pe tine. Egal cu E indice A plus A prim. Și egal cu E indice 0, poți să spui. Da, E indice 0. Nu? E indice 0, deci înseamnă că A plus A prim. A plus A prim. Egal cu 0, deci că A egal cu... A prim egal cu minus. A prim egal cu minus. Deci care este matricea inversă? Simetrica. Este M indice minus A. Adică pentru M indice A, pentru M indice A, rezultă că există M indice minus A. M indice minus A.
Deci, e o matrice M, A, există M indice minus A, care în loc de A, pui C, minus A. Și această matrice joacă rolul de este simetrica matricei M indice A. Bun. Acum treci pe etapa simetrica, comutativitatea este comutativă, că A plus B egal cu B plus A. Deci, ce este mulțimea respectivă deocată cu operațiile mulțime? Este grupa abeliană. Deci, putem să facem afirmația că G cu înmulțirea este grup abelian. Treci pe tabla asta altă, să vedem o altă chestiune. Și am noi spune așa. Fie G mare, nu? Scrie unde este mai uscat. Fie G mare, egal cu mulțimea tuturor matricilor de tipul 1 minus x, prim element. Apoi 0, al doilea. Apoi x. Dele sub 0, 0, 0. Apoi dele sub x, 0. Și 1 minus x. Matrice, da? Cu virgul x aparține lui el în afară de elementul 1 pe 2. Să arătăm că G dotată cu operația de înmulțire, G cu înmulțirea, grup abelian. Grup abelian. G dotată cu operația de înmulțire este grup abelian. Să mai privim încă o dată. Avem cu adevărat o mulțime de matrici? Da. Da. Pentru că dacă îi dau X o valoare 7, am o matrici. Alt X, altă matrici. Deci mulțimea tuturor matricilor de tipul ăsta, o să notăm un element de aici, M indice X. De cine sunt diferențatele elementele de X? Deci M indice X este matricea aceea. Și un M indice Y, matricea cealaltă. Și hai să le înmulțim, să vedem ce obținem. M indice X ori M indice Y. Prima linie cu prima coloană și vine 1 minus x ori 1 minus y și pe urmă plus x ori y. Asta e primul element, da? Tot prima linie coloană 0. Apoi atenție la mulțire, toată lumea să facă calculul. Prima linie cu ultima coloană. Da. Deci y pe lângă 1 minus x plus xy. Z. Acum, 0, 0, 0. Și în sfârșit ultima linie. 1 minus y. Plus de 1 minus y. La y, la y, e 1 minus y. Acolo, Andreea, acolo. Aici. 1 minus y, ai greșit. Și-o greșit tot. Ia să vă iei coloană. O secundă. Prima linie cu prima coloană, asta e bună, și acum aici e greșit. X pe lângă 1 minus y. X.
făcut bine, bă, la bun, acolo și acolo. Bă, din nou. Gata. Linia asta, cu prima coloană. Și vine X pe lângă 1 minus Y. 0 plus Y pe lângă 1 minus X. Asta cu coloana asta 0. Da. Asta cu coloana de aici vine XY. XY. Și 1 minus X pe lângă plus 1 minus X pe lângă 1 minus Y. În sfârșit, asta ar fi matrice. A. Hai să vedem cu cine este egal. Să facem calculul. Egal aici, hai să încerc să strânge. Cât ar să fie? 1 minus Y minus X plus XY plus XY. Deci vine XY de două ori. Deci vine 1 plus 2XY minus X minus Y. 0. Și aici vine Y minus XY. Deci vine Y plus X sau X plus Y și minus 2XY. X plus Y minus 2XY. Apoi să fie 0, 0, 0. X minus XY. Așa. 0. O secundă. Modelul de matrice este următorul. Ceva pe diagonala asta e vorba de X plus Y minus 2XY. X plus Y minus 2XY. Deci este corect. Aici este 1 minus exact asta. Dacă scot un minus aici, este 1 minus X, Y și 2XY. Deci este corect. Și la fel în partea asta. O secundă, dar să observăm și mai bine din cum s-a aranjat elementul ăsta și celălalt. Deci este X plus Y minus 2XY. Deci suma lor minus de 2 produsul. Hai să spunem și mai așa. Că am descoperit următorul lucru. M indice X ori M indice Y. Deci M indice X ori M indice Y este egal cu... Da, da, nu mai, nu o spun. Egal ca și răspuns. M indice... A, M indice X plus Y minus 2XY. Da. Este M indice X plus Y minus 2XY. Acesta ar fi... Poate zic că când înmulțim două matrici, obținem o alta, încât în loc de elementul ăsta X de ca indice, vom avea suma lor, suma numerelor, minus de 2 plusul lor. Suma numerelor, minus de 2 plusul lor. Suma numerelor este un număr real, produsul lor un număr real, deci ăsta este tot un număr real. Este de tipul acesta de aici. Este exact de tipul acesta. În concluzie am arătat că legea este bine definită. Să arătăm acum că are o proprietate de asociativitate. Aici ar vrea să muncim un pic. Deci, oricare ar fi. Oricare ar fi trei matrici. Ori M, Z.
Deci am... Sigur că operația va fi asociativă, însă pe mulțimea asta, pe mulțimea matricilor de tipul acesta, vreau să dovedim asta, mai exact. Cât este mx-ul de indice Y? Este m indice x plus y minus 2xy. Eu aș nota cu un alfa aici. Deci este m indice alfa. M indice alfa ori xy minus 2xy. M alfa ori mz m indice m indice alfa plus z minus 2 alfa z. Da. Am notat pe ăsta m indice cum? Alfa. Și m alfa ori mz este m indice alfa plus z minus de 2 plus 1. Ăsta e membru 1. Nu 1. Și acum nu plin pe alfa. Egal mai departe cu m indice. În loc de alfa cu x plus y plus z minus 2xz minus 2yz minus 2z ori alfa 2xz minus 2yz plus 4yz și este egal cu m indice, hai să mai vedem ce se mai poate face, m indice x plus y plus z, hai să luăm întâi pe x plus y plus z și am de 2 ori de 2 ori de 2 ori minus 2xy minus 2xz minus 2yz plus 4xyz. Deci membru 1 al relației. Deci am notat cu membru 1 ce? Partea din stânga. Membru 1 este mx ori my tot ori mz îmi dă egal cu m indice x plus y plus z scrie mai în ordonat 2 asta spate pe 2 altui z deci 2 minus 2 YZ plus 4 X YZ. Acesta e membrul stâng al asociativității. Să mergem acum cu membrul drept al asociativității. Începem. M2, membrul 2. M2 este egal cu MX ori, în paranteză, e mg ori mz egal cu? O să notăm pe asta cu m indice beta. M indice beta. Și spunem cine este m indice beta, ca să avem clar. M indice beta este egal cu? Z. Minus 2 YZ. Adică beta este Y plus Z minus 2 YZ. Da. Și dacă continuă aici egal mai departe cu MX da? MX ori M indice beta și egal cu M indice X plus beta minus 2X beta și egal cu M indice M X plus, în loc de beta, acum înlocuiești. Y plus Z minus 2YZ minus 2X pe lângă beta. Minus 2XY minus 2XY minus 2XZ plus 4 XYZ. Deci membru 2 egal cu E indice x plus y plus z minus 2xy minus 2x z minus 2y z
X, Y, Z. Trebuie să te urmărești dacă este sau nu legea asta asociativă. De ce? Pentru că membru legal, din cauza că indicele de aici este aceeași cu indicele de partea asta. Deci legea este, cum spune, asociativă. Asociativitatea este corect definită. Sau nu? Bun, apoi de ce credeți? De comutativitate. Și după aceea element neutru și element simetric. Să vedem comutativitatea. Oricare ar fi M indice X și M indice Y, două elemente din gema, din gema, să rezulte că M indice X ori M indice Y, M Y ori M indice, mai scrie pe M acela, că așa le arunci. Păi, pe M acela, M X ori M, ori M X. O secundă. Să știi că produsul nu este comutativ. Produsul a două matrici nu este comutativ. De data asta, în mulțimea matricilor de acest tip, poate arătăm că este comutativ. Să vedem dacă reușim. Să plecăm. M X ori M Y, mai întâi mai fost stâng. M indice X ori M indice Y. X plus Y. Asta e membru stâng. Membru drept. M Y. MX da. În mulțiclă de egal cu? Mulțimea matricii. Mă? Păi, dar ce e egal cu M indice? Y. M indice Y plus X. Minus 2 Y. Minus 2 Y X. Și acum, ca să fie adevărat, ar trebui indicele să-mi scrie cât ăsta. Cum? Scrim acolo, cum? Cum X plus Y minus 2 XY. Cum X plus Y. Minus 2. Egal cu Y plus X, ca asta e comutativă. 2 Y plus X. Da. Cum asta este adevărat, rezultă că MX ori MY, MX ori MY, egal cu MY ori MX. Cu asta am arătat că legea este comutativă. Și să arătăm acum ce anume? Elementul neutru și simetric. Și dacă e neutru, se simetriza. Deci oricare ar fi, sau nu, există un unic. Există un unic M indicie, nu știm cine este eu ăsta, da. Care se împinge așa încât M ori M X, M A, da. Sau X, X. Egal cu MX. M indice E și egal cu MX. Adică nu influențează. Da. Cum ar fi unul la mulțime. Să zicem, E ori MX egal cu MX. Dar M ori MX înseamnă M indice E plus X minus 2EX. Asta înseamnă că E plus X egal cu X. X cu X, nu? Și vine E pe lângă 1 minus 2X. Așa. Egal cu 0. Egal cu 0. Sau X egal cu 1 pe 2. Da, X nu are nevoie să fie 1 pe 2. Da. Eu am spus orice X acceptă, dar fără 1 pe 2. Înseamnă că există singura variantă, e egal cu 0. Deci asta nu are voie. Deci rămâne X egal cu 0. Iată că am găsit elementul neutru. M indice 0. Cine o fi acel M indice 0? Ia să ieși. M indice 0. M indice 0 este matricea 1 minus 0. 0. 0, 0, 0, 0. Aici este. 0, 0, 1. Deci este o matrice de tipul ăsta, nu matricea unită. Da? Ea este de tipul ăsta. 1 pe diagonală cu excepția asta de aici. Deci nu e matricea unitate, ci este matricea de tipul ăsta. Bun.
simetrie. Simetria. Hai să vorbim despre simetrie. Nu, oricare fie în indice X din G, să rezulte că există E în indice X prim, să vezi cine este aceea. De unde? Din G, așa încât E în indice X ori E în indice X prim. Și egal cu? E în indice 0. Adică E în indice X ori E în indice X prim egal cu E în indice 0. Nu acum. Deci E în indice X plus X prim minus 2X prim egal cu E în indice 0. De acolo, ce a rezultat? Că X plus X prim minus 2XX prim egal cu 0, din care scoatem pe X prim. X prim pe lângă 1 minus 2X egal cu minus X. X prim egal cu X supra 2X minus 1. Da. Da, am spus, minus l-am pus. Deci X supra 2X minus 1. Asta este diferit de trebuie asigurată și X prim există. X prim este de tipul X supra 2X minus 1. Din clipa la care am găsit, peste tot o număr real, deci la fiecare X găsim X prim. Asta înseamnă că G-ul, abia acum spune că G-ul dotat cu ce lege? Cu legea de mulțire. G dotat cu operație de mulțire este abelian. Este grup abelian. Deci am avut aici un pic mai mult de muncă. Dar ia închipuiți-vă că ne-am fi apucat, cum să spun, să nu fie fost foarte atenți și să nu fi sesizat că e în indice X ori e în indice Y, că este e în indice X plus Y minus 2XY, ce am fi făcut de fiecare dată asociativitate, element neutru, fără să jucăm mai indice, fără să jucăm indice, ar fi fost extraordinar de greu. Dar noi am redus, practic, toate proprietățile de asociativitate, element neutru, element simetric. Dar am redus la operații în Z, în IR. Pentru că X-ul, Y-ul, ce fel de numere am spus că sunt X-ul și Y-ul? Sunt numere reale. Deci am lucrat totul în numere reale. X plus Y minus 2XY este un număr real. Și, pe urmă, am văzut toate proprietățile acolo, tot din el. În concluzie, ne-am permis să jucăm, să reducem proprietățile la cei ce erau operații în el. Și așa am reușit să putem, am dovedit că gel împreună cu operația de mulțire este grup abelian. Ei, asta ar fi. Iată să vă las în continuare. Fie gel mare egal cu mulțimea din, formată din intervalul minus pi pe 2 pi pe 2. Da? Fie gel mare egal cu mulțimea formată din intervalul minus pi pe 2 pi pe 2. Iar în această mulțime introducem X steluță Y, X-ul opus cu Y egal cu arc tangentă. Din tangentă de X plus tangentă de Y. Deci am introdus operația de compunere între două elemente, această arc tangentă din tangentă de X, oricare ar fi X și Y din G. Să se arate că G, cu operația mai sunt definită, grup abelian. Grup abelian. De asemenea, o altă, fie G egal cu mulțimea tuturor elementelor de tipul matricilor de tipul X plus 4Y. 2y minus 8y x minus 4y unde x și y sunt din Q cu x diferit de 0 și se arată că cer cu mulțirea grup abelian
grup apeliat. Și atât. Aceste două. Remuncatem astea două acasă. Da? Deci în ordine de K, până acum 6 pe plus 2. Totul mai atent. 12 pe plus 4 și 1 plus alfa la 18 pe plus 6 și egal cu facem 1 și vine alfa la 2. Alfa la 2. Deci alfa la 6 pe e multiplu de 3 și face 1. Și ori alfa la a doua și rămâne alfa la a doua. Corect. Alfa la 12 pe face 1 și rămâne alfa la 4. Ar scrie alfa la 3 ori 1 și rămâne alfa. Bine. Alfa la 18 pe și face 1, ori alfa la 3 și rămâne 1. Că alfa la 3 scrie alfa la 3. Da, de acord. 1 minus alfa pătrat la 12 pe plus 4 și minus alfa pătrat la 18 pe plus 6. Și este egal cu alfa pătrat, alfa, 1, 1. Minusul se ridică și face plus și rămâne alfa la a doua la 12 pe și vine alfa la 24 pe și vine 1. Și rămâne minus alfa la 2, totul la 4, minus alfa la 8, da? Rămâne alfa la 8, da? Alfa la 8, da. Da. Minusul la 4 face plus. Da. Rămâne alfa la 8, da? Care e la 6, alfa la 6 face 1 și vine alfa la 2. Că alfa la 8, da, poate să fie scris ca fiind alfa la 6, ori alfa la 2. La 6 face 1 și rămâne alfa la 2. Așa, alfa la 2. Mai departe. Minus la, vine alfa pătrat la 18 pe și vine 1 și minus, vine alfa la 2 totul la 6 și vine alfa la 12. Alfa la 12, dar minus va dispărut, da? Da, că vine minus la 6 și... Și 12 cu multiplul de 3, da. Dar face 1 atunci. Deci, iată, pentru situația în care K egal cu 6 pe plus 2. Arată astfel, îl schimbă cărta, te rog. Arată sub forma. Alfa pătrat 1. Așa arată, nu? În clipa asta. Vedem că în situația care e egal cu 6 pe plus 3. 400, da? Bine. Alfa pătrat totul la 18 pe plus 9.
alfa, nu? Și egal alfa la 1 cu 1. Și acum minusul se ridică. Acolo 2. 1. Și la 6 face 1. Și rămâne minus, nu, rămâne 6 la a 12, alfa la a 12, și face 1. 1. Vine alfa la 30 și alfa la 6 și 1. Și rămâne minus la a 9, face minus. Vine minus alfa la 18. Minusul. 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 Da. Minusul. E minusul ăla la 9. Da, da. Dar nu de alfa trebuie 1. Da. Deci vine 1. 1, 1, 1. Așa arată matricea A în situația în care K-ul este 6 P plus 3. Urmează situația K egal cu 6 P plus 4 și K egal cu 6 P plus 5. Și am surprins-o pe A în toate cazurile. Și atunci A mare va fi egal cu A colată. Cu prima variantă, a doua, a treia, pentru fiecare. Egal cu varianta aceea când K egal cu 6P. Egal cu varianta a doua când K egal cu 6P. Și am scris matricea A mare, repet, în cele 6 cazuri. În cele 6 cazuri. Acum urmează să se face sumă de la K, deci următorul punct este să se face sumă de la K egal cu 1